Costumul e vedeta la petrecerile pe care le organizez. Copiii sunt încântați. Părinților văd că totul arată perfect și au încredere să-i lase în grija mea. Petrecerile se termină cu multe bete. N-am mai avut rufe așa de murdare și nu știu ce m-ar putea ajuta. Dar am descoperit ceva fantastic. Puterea de curățare a înălbitorului și săpunului e concentrată în noul Ariel. Formula sa Double Action îndepărtează mai întâi petele dificile din profunzime, apoi redă strălucirea țesăturii. Cu Ariel, chiar fără produse adiționale, ai rufe impecabile. Arsenalul e complet pentru o petrecere de zile mari. Dacă exigența cere impecabilul, exigența cere Ariel. Și ZAP are acum acoperire la nivel național. Poți folosi serviciile ZAP în aproape toată țara, fiindcă acum acoperim toate localitățile importante și drumurile dintre ele. Ai de ce să fii mulțumit! Ai ZAP? Ai semnal! ZAP, the next generation network. Bun găsit din nou la știrile din sport. Gazeta Sporturilor de mâine dezvăluie consecințele grave pentru fotbalul românesc după ce în adunarea generală a Ligii Profesioniste s-a cerut demiterea lui Nicolae Grigorescu din funcția de președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor. Liga lui Mitică sabotează naționala, titrează gazeta, anunțând că FIFA s-a autosesizat în privința scandalului declanșat de președinții de cluburi din Divizia A, care solicită înlocuirea lui Grigorescu. Dacă emisiunile nu vor înceta, Forul Mondial va aplica sancțiuni drastice, culminând cu excluderea echipelor românești din orice competiție europeană, inclusiv a reprezentativei naționale. Tot în numărul de mâine puteți citi un reportaj în exclusivitate despre reacția agresivă a celor trei gimnaste, Corina Ungureanu, Lavinia Miloșević și Claudia Presecan, în momentul în care au fost surprinse la o nouă ședință foto, de această dată pentru revista Playboy. Gazeta mai dezvăluie că în aceste zile campionul mondial Leonard Doroftei își va anunța retragerea din box. Legia Națională este prima echipă calificată în semifinalele Cupei Stalinskaya la fotbal în sală. Bancarii și-au trecut astăzi în cont a doua victorie, învingând cu 7-2 pe Gloria Bistrița. Dinamo a părăsit deja turneul de la Sibiu după înfrângerea suferită în fața revelației competiției Farul Constanța. După ce ieri a cedat cu 11-16 în fața Sportului Studențesc, Dinamo a pierdut și astăzi cu 9-10 în fața Farului și a părăsit Cupa Stalinskaya înaintea partidei cu Universitatea Craiova. Spectatorii sibieni care au venit astăzi la sala Transilvania i-au huiduit în dese rânduri pe jucătorii campioanei, încurajând în schimb echipa constanțeană, al cărei antrenor Viorel Hizo este originar din Sibiu. Foștii dinamoviști, Zicu și Bolțoi au fost cei mai buni jucători ai constanțenilor în partida de astăzi, de la Dinamo remarcându-se Flaviu Stoican, autor a 4 goluri. În ciuda victoriei în fața lui Dinamo, Viorel Hizo și-a menținut decizia de a părăsi echipa la finalul Cupei Stalinskaya. În cea de-a doua partidă televizată, FC Național a dovedit că este principala favorită la câștigarea premiului de $10.000, învingând clar cu 7-2 pe Gloria Bistrița. Formația bancară este lider al grupei B cu maximum de puncte după două jocuri și este deja calificată în semifinalele competiției. În aceeași fază s-a calificat și Sportul Studențesc, care a trecut cu 10-8 de Universitatea Craiova, meci la capătul căreia antrenorul oltenilor Sorin Cârțu a avut o criză de nervi. Pentru ultimul loc în semifinale se vor lupta mâine meci direct Gloria Bistrița și FC Argeș. România a învins astăzi Ucraina cu 19-17 în ultimul meci din grupele campionatului european de handbal feminin. În urma acestui rezultat, România va disputa un joc de clasament pentru locurile 7-8 împotriva Cehiei. Atât din sport pentru astăzi. O seară bună tuturor! Moș Crăciun se pregătește. Lista e lungă, timpul scurt. Și cadourile nu-s gata. Ca să-ți aducă 3 Jeep Wrangler, 300.000 de ursuleți polari și 1.000.000 de sticle de Coca-Cola de 0,5 litri, moșul are nevoie de forțe proaspete. Caută sub capacele de Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta Portocale, Fanta Madness și Sprite forțe proaspete pentru Moș Crăciun. Ilustioses contemplaron complacidos. Dacă vine bușa aici, dacă vine de pământ, mă! Pasion, descoperă-i misterul. Se spune că cei care se iubesc încap și într-o cutie de chibrituri.
Dar să mai plătești și chirie pentru asta e prea de tot. Am mers la Alfa Bank să ne interesăm de creditele pentru locuințe. A fost mai simplu decât ne-am așteptat. Acum, în loc să plătim chirie, achităm propria noastră locuință, în rate lunare fixe. Suntem în sfârșit la noi acasă. Ca să-ți împlinești visul, vorbește cu Alfa Bank. Pentru un ceai fierbinte. Lipton. În această noapte, vremea va fi deosebit de rece, geroasă în nordul, centrul și estul țării, unde se vor înregistra temperaturi între minus 18 și minus 10 grade. În Crișana, Banat și Oltenia vor fi valori între minus 12 și minus 6 grade, cerul va fi noros și pe alocuri va ninge slab. Mâine, temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât astăzi, cuprinse în general între minus 7 și plus 3 grade. Vor mai fi norări în regiunile vestice și de sud, unde pe alocuri va ninge, iar în Banat și în Oltenia nu sunt excluse izolați și trecători, ploi sau lapovițe care să conducă la formarea de polei. La București, o vreme deosebit de rece, geroasă în această noapte și mâine dimineață, când vor fi în jur de minus 11 grade. Mâine la amiază se vor înregistra minus 3, minus 2 grade, cerul se va înnora, devenind favorabil ninsorii slabe. Vremea pentru un ceai fierbinte. Lipton. Well, I guess there's limits to what money can buy. You can't buy people. O noapte, un milion de dolari. Did I ever tell you I love you? No. No. $1 million. I would offer you $1 million. Accepti provocarea. One night with your wife. Miza. Too late. No. Este soția ta. For one night. Un film controversat, vineri, la Antena 1. I did it for you. I don't trust you. You know what? I don't trust you. You did it for yourself. I need you. Demi Moore, Robert Redford. Propunere indecentă. Filmele mari sunt la Antena 1. Preot detectiv care investighează miracole întâlnește un mesager special. Il messaggero nu e importante. Pe care biserica îl vrea. Stigmata, Patricia Arquette, Gabriel Byrne și Jonathan Pryce descoperă un mesaj care poate distruge lumea. Vine la Antena 1. Când un genist imbatabil și un polițist curios și cam ghinionist devin aliați în lupta contra unei arme teribile, confruntarea devine un război în toată regula. Steven Seagal și Tom Sizemore vin în ultima secundă, sâmbătă, la Antena 1. Stalinskaya, pentru cei puternici. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Vom avea o noapte lungă, pentru că în această seară vom avea mai multe subiecte de discutat, așa că trebuie să vă faceți comozi din fața televizorului și eventual să pregătească cineva niște cafea fierbinte în bucătărie. În prima parte a emisiunii noastre, un subiect foarte interesant,
Anul acesta Sabin Bălaș și-a împlinit 70 de ani, o vârstă pe care nu o simte și nu o recunoaște. Nici nu o simte, nici nu o recunoaște. Pictor, prozator, regizor de film, Sabin Bălaș a obținut de-a lungul carierei sale numeroase premii în țară și în străinătate. Sabin Bălaș, de asemenea, trebuie spus, are un fiu care i-a moștenit talentul în domeniul picturii, Tudor Bălaș. Exodul spre lumină este titlul cele mai recente cărți a artistului și este de asemenea titlul unei picturi și al unui film de pictură animată. Vom vedea și pictura animată în această seară. Sabin Bălaș a pictat recent, a terminat de pictat o frescă de 54 de metri pătrați la sala Aula Magna Academiei din Iași. Proiectul a fost început în luna mai și a fost, așa cum spuneam, definitivat recent pe 5 decembrie. Valoarea frescei este de 250.000 de dolari. La finalizarea acestui proiect a fost ajutat de fiul său, Tudor Bălaș. Bine ați venit în studio, domnule Bălaș. Bine v-am găsit, domnul Tuca. Ce mai faceți? Bine, 200.000? Două. Dacă era și 50, o spuneam cu plăcere. Și au plătit? Normal. Da? Normal, eu n-am făcut nimic fără să se plătească. Deci cu banii plătiți la termen, nu? Da, sigur. Uitându-mă pe biografia dumneavoastră, deja am descoperit o ciudățenie, să vă spun. Sunteți născut în două locuri. De? Da, sunteți născut și la Iancu Jianu, în județul și în Dobriceni, județul. Da, pentru că Oltenia este un continent foarte mare. Își mai schimbă profilul, își mai schimbă lucruri. E același. Iancu Jianu și Dobriceni. Ce se întâmplă? Descendent din Jien era și Dobriceanu, generalul Dobriceanu, care i-a pus numele satului. De fapt, de origine, eu sunt vâlcean. Asta am înțeles. Dar știți povestea haiducului Iancu Jianu? Eu am copilărit în cartierul în care se afla, să spunem, cum se numea pe vremea aceea cu haiducii, cartierul general, să-i spunem, poate impropriu al haiducilor conduși de Iancu Jianu. Și Bordeiu, am copilărit, jucându-mă pe Bordeiul lui Iancu Jianu. Știu. Aveți ceva de haiduc în dumneavoastră? Da, absolut. Îl știu bine, de altfel când mi-amintesc chiar când mă duceam cu taică-mă spre mănăstirea Călui, eram mic, discutam foarte grav, eram grav de când eram mic, acum mai glumesc, ce mai grav. Și l-am întrebat, e chiar adevărat că a prădat mănăstirea? Da, sigur, da, dar e adevărat că lua bani de la bogați și da la săraci? Și taică-mă m-a privit așa cu prietenie și mi-a spus, asta nu e tocmai adevărat, trebuie corectat puțin. Lua de la bogați, dar nu da la săraci, da la sărace. La sărace? La sărace. Da, dar săracele tot niște săraci. Da, exact, dar totuși, ea nu se pare că selectant. Selecta săraci. Era selectiv cu săraci. Spuneți-ne, vorbiți-ne despre această frescă pe care a pictat-o vreme de câteva luni și care valorează 200.000 de dolari. Nu valorează atât. Valorează mult. Care valorează? Valorează mult. Pe care v-a fost plătită suma de 200? Da, firește. Ce pot să spun este că unele lucrări ale mele și-au căpătat celebritate într-un mod straniu, hazos pentru specia umană, dar asta e lumea, prin faptul că s-au plătit, nu prin valoarea lor propriu-zisă, ca operă. Deci, știm, cam așa e cu oamenii, că mai există și murieri, invidii pe lume, dar... De ce s-a întâmplat cu operele? Întotdeauna când s-a aflat de bani că au fost mai bine plătite, unii le-au făcut foarte celebre. Ciudat, datorită banilor care i-am luat, nu datorită frumuseții operii, propriu-zis. Sigur, lumea nu este lipsită de humor, mai târziu cred când vor vedea că valoarea unei opere nu stă în ce crede lumea și nici măcar în bani. Cărelele lumii costă mult mai mult decât o operă de artă. Și că, într-adevăr, arta trebuie plătită și cât de artistul viu, pentru că dacă ați observat, domnul Tucă, la noi, la români, poate și în alte părți, dar la noi a accentuat lucrul ăsta, dacă un artist mort e mult mai valoros, când e mort și când a emigrat. Atunci e mai valoros. Mai ales când a murit, mi-aduc aminte că ne-am dat seama ce oameni valoroși am avut lângă noi în viață,
sau ce valoare aveau după ce au murit. Da. Și am început să-i plângem și să ne căinăm că nu ne-am bucurat de existența lor atâta timp cât erau în viață. Da, dar nu e numai cazul nostru, să ne înțelegem. Nu, la, dar la, noi parcă e mai, la noi parcă e mai accentuat. La noi e mai accentuat, acolo s-au mai întâmplat drame, să zicem, cazul lui Van Gogh sau nu știu, care ajunge la 30 de milioane, 40 de milioane de dolari și atunci nici nu-l considerau. Cu cât ați vândut cea mai... Tot nu vreți să vorbiți de frescă, dar vă aduc înapoi imediat la subiectul ăsta. Care a fost care a fost cel mai scump tablou pe care l-ați vândut vreodată? Sincer să spun, chiar nu știu. Ei, așa? Nu, chiar nu știu. 50, 100 nu de știu, mii? Nu știu, nu, și nici nu umblu 200, 300, 300 n-am de mii. N-am ceas, n-am bani la mine, n-am nimic de felul banii ăsta. Banii sunt în bancă. Așa, cu vorba lui Einstein, cu partea administrativă se ocupă nevastă. Da. Chiar înțeleg. Nu știu. Ați vândut un tablou cu 1 milion de dolari? Sunt pe cale să-l vând, da. Nu, n-am văzut cu 1 milion, dar așa va fi. E normal. Cui vindeți un tablou cu 1 milion de dolari? Păi eu cred că celui mai inteligent om, care va ști să-l ia cu 1 milion și să-l vândă mai târziu cu 30 de milioane. Ce mi se și pare ce reprezintă, ce reprezintă tabloul ăsta? Un milion de dolari? De un milion ca de toate, dolari? Ca toate. Eu cred că o operă nu stă în ce reprezintă, cum cred unii, că dacă îl reprezintă pe Ludovic e mai scumpă decât pe Popescu. Nu. Și în valoarea operii propriu-zise, și mai sigur, artiștii întotdeauna au avut ei o valoare. Altfel să vinde un Salvador Dali, altfel un altul, altfel. Zic, valoarea stă în operă. Dar ce poate să fie un pătab? Ce ați pictat în tablou ăsta? Hai să vă spun atunci, pentru că, într-adevăr, e bună întrebarea. Eu am spus cândva și repet acum, că ne aude și lumea. Eu n-am crezut niciodată că artistul este un meseriaș care execută tablouri, că e un profesionist care execută tablouri ca să aibă lumea ce pune în casă. Eu am fost convins că arta e o misiune, sunt foarte convins că dacă eu nu transmit un sentiment etern uman, dacă nu sunt hărăzit să fac, să izbucnească, să existe flacăra asta de-a lungul timpului și mereu oamenilor să le spună că sunt ei acolo, că e opera lor, dacă nu există acest sentiment uman și această viață care izbucnește din ea, atunci nu am făcut o operă de artă. Deci, cum reprezintă la mine? E atât de greu de povestit, dar pentru oamenii care... Povestiți-le. Care știu mai bine lucrările. Ei și pe drept, unii spun că le aduc și noroc. Sunt terapeutice, că le schimbă și starea. Schimbă atmosfera, atmosfera în casă, schimbă aerul. Schimbă sufletul, pentru că e o radiație pe care o transmit. Deci arta nu e o imagine, domnule Tucă. Aici lumea greșește. Cred că ce propriu imagine... Dar imaginea poate să fie propagandă, poate să fie reclamă, poate să fie fotografie de familie sau de orice poate fi imaginea. Arta este acei curenți teribili, acea emoție pe care și acel mesaj pe care artistul îl transmite prin opera lui. Asta se întâmplă și în poezie și în tot. Dacă nu e așa, nu e artă, e un tablou. Domnule Bălașe, deci știrea pe care ne-ați furnizat-o în seara asta e o știre de senzație care poate să înceapă orice jurnal din România și nu numai și poate să țină știrea asta și prima pagină a ziarului. Sabin Bălașe vinde un tablou cu 1 milion de dolari. Cine cumpără tabloul? A fost dată vreo comandă? Pentru că știu că ați lucrat opere și la comandă. Păi stați, domnul Tucă, că suntem plin de... În artă, imaginația e foarte tare, dar să vede că e și aici. Deja am ajuns la concluzia că chiar îl vând pe ăla de 1 milion. Dumneavoastră mi-a spus. Nu. Deci nu, aveți un tablou de 1 milion de dolari. Cum? Am un tablou de 30 de milioane de dolari. Totul e să se grăbească să cumpere. V-am spus, deștepții cumpără acum, nu? Câte tablouri de 1 milion de dolari aveți? Eu am acolo, am securizat atelierul, nu știu, așa. Dar nu trebuie chiar să dau zvonuri câte și când. În orice caz, un lucru e clar. Am venit de la Iași și primul lucru care l-am făcut, am fugit repede în atelier să lucrez. Asta fac tot timpul. Dacă lumea ar ști
câte tablouri a șters a bimbălașa, s-ar îngrozi. Dar nu le mai știți, dați-mi le mie. Mulți mi-au zis asta și m-au pus în gardă. Nu las nicio schiță până nu le rup, până nu le șterg. De ce? De ce? Pentru că ceva nu mă mulțumește pe mine. E adevărat. Sunt și dacă le șterge și le rupeți, ce faceți? Renașteți? O, sigur, ele rămân acolo. Intră în topitorie, din nou. Din nou, acolo se... Cum se face în gușa albinei, secretul ăla, nu-l cunosc nicio, cum se face mierea, intră din nou în topitorie și peste câtva timp ideile astea apar, încep să iese mai departe. Care sunt culorile preferate din topitoria Sabin Bălașa? Acum lumea fabulează că întotdeauna albastru. Ceva că albastru, toate lucrările mele ar fi albastre. Dominanta e albastră, în general, în lucrările mele. Dar nu e un albastru așa care îl iau din tub și îl pun pe... Așa, reproduceri, sunt cam slabe reproducerile astea. Dar oricum se vede. Nu, n-am nimic împotrivă. Când imaginea spuneți-mi câți bani ați câștigat din pictură până acum, că simt că scăpați printre degete. Încerc să evaluez cât mai bine și să-i pun pe fața, să vă pun în fața telespectatorului spunând lucrurile care țin de artă, care țin de emoție, care țin de culoare, dar pe de o parte vreau să spun și lucrurile comerciale, pentru că Sabin Bălașa este un pictor comercial, cu ghilimele de rigoare. Să mai bine spun, lucrările sale se vând la prețuri foarte mari. Expoziția pe care ați avut-o ultima dată la Sofitel, unde ați avut-o aici, s-au vândut lucrările noastre, sau au costat, nu știu cât s-au vândut, între... Nu s-au vândut toate, nu. Între 9.000 de dolari și 35.000 de dolari în tablou. Așa puțin. Extraordinar. Și cum atunci înseamnă că sunt mulți oameni care nu-și cunosc bine interesul. Trebuia să nu mai rămână una acolo. Cum le-ați o să fie toate? Atât? Nu. Dar cum o să fie prețurile astea? Și lumea să nu se grăbească. Oare chiar credem că atât o să coste o pictură de Sabin Bălașa? În 2-3 ani chiar. Aveți tabloul ăla de 1.000.000 de dolari? L-aveți pictat? Cum nu? Îl am. Ce reprezintă? E, iată, asta e secretul. Păi spuneți-ne ce reprezintă. Eu știu precis întotdeauna, simt că înainte, se anticipează niște lucruri, înainte să se petreacă. Dar nu e bine. Eu zic că trebuie să fie surpriză. Pe urmă, nu prea cred eu că un lucru se face doar că ne vine în minte. Eu sunt omul electric care îmi vin idei fulgerătoare și tot eu singur mă răzgândesc fulgerătoare. Pe numai pe inspirație și pe pasiune. Păi și fresca de la Iași cum ați făcut-o? Că are 54 de metri pătrați. Ați avut atâta inspirație pentru 54 de metri pătrați? Iată, ăsta era misterul. O doamnă care intra de la... Că nu le-am dat voie să intre. Rectorul, un om superior, categoric, ca să dea un exemplu, a spus eu nu vreau să superior, intru. Da. Las nici senatul, bineînțeles. Oameni care, de fapt, au comandat lucrarea și au plătit-o la un preț modest, după părerea mea, pentru că le-am cerut 800 de mii. Dar pentru că iubesc Iașu... 800 de mii le-a cerut pe fresca? Normal. Normal. Este o fereastră spre abis, spre univers. Va dăinui acolo. O să înceapă... Ce reprezintă fresca? Galaxia iubirii se cheamă, ca să descrie o pictură, e greu. În orice nu, caz, ce reprezintă? Ce se numește Galaxia iubirii? Greu. În mintea dumneavoastră, ce a reprezentat acest amestec de culori care s-a numit până la urmă Galaxia iubirii? Ei știau ce o să pictați când v-au dat comanda și le-a cerut 800 de mii de dolari? Nu. Ce a zis? Domnul Bălașa, ne faceți o frescă de 54 firește, de metri pătrați. Firește. Acum, când se uită toți la lucrare, se întreabă, pentru că într-adevăr au fost oameni care regretă că n-a fost o comisie să mă învețe cum să pictez, de altfel ei au și uitat. Cine că ei? Da, au fost. Nu sunt mulțumiți? Nu universitarii. Au existat niște glasuri din ce îmi spune. Eu nu prea citesc presa, ăsta e adevăr. Citesc așa dacă aud că un om inteligent care are și nume scrie ceva de mine. Onoarea, citesc, dar în general eu nu le citesc. Dar ce am auzit, că erau discuții, că de ce nu am fixat tema cu cei care îmi comandă. Acum când văd toți lucrarea, se uită la ea. Mă întreb, cum Dumnezeu când se uită la ea, puteau ei să știe ce pictez acolo, când eu nu știam exact. Domnul Tucă, dacă nu ești
dacă misterul nu glăsuiește prin tine, dacă nu se întâmplă să fii depășit dincolo de intuiție, să fie depășită rațiunea ta, cunoștințele, inițierea, tot, dacă nu vine mereu un miracol care e greu de explicat în urma unei munci imense, e adevărat, și dacă tu nu ești surprins până la urmă de ce ai făcut, precis s-a întâmplat ceva, precis te-ai oprit, precis să rămâi definitiv jos. Deci eu nu știam. E misterioasă lucrarea, însă eu sunt foarte convins că este una din operele mele cele mai mari, care problema banilor cade, va cădea, cade în fața fiecăruia când vede această lucrare. Vreau să dau chiar un exemplu cu o doamnă. A intrat de la cancelarie când era gata și a dat cu ochii de mine și s-a simțit, a fost jenată și am spus, intrați doamnă, poftiți, s-a terminat lucrarea și am văzut că nu mai înaintează, a rămas cu ochii la lucrare. Și i-am spus, poftiți, doamnă, sunteți invitata mea, cu o sinceritate totală s-a întors la mine și mi-a spus, nu pot, domnul Bălaș, mi s-au tăiat picioarele. Am înțeles. Era impresionată de lucrare? Era impresionată. Uh-huh. Deci, întâi trebuie văzută lucrarea. Ce facem? Ce dăm lumii? Dacă suntem oamenii care creăm această poartă spre univers, această spiritualitate, imaginați-vă, domnul Tucă, că o să intrăm în Europa peste puțin timp, nu o să vă fie rușine cu lucrarea aia și cu mine. Nu o să intrăm complexați. Precis. Precis. Spuneți-mi, vă rog, ce faceți cu atâția bani? Care bani? Păi 200 de mii. Acum mă forțați să afle lumea că nu sunt bogat. Și eu tocmai vreau să creadă lumea că-s bogat, că ală lumea că-s bogat. Păi nu știu, sunteți... Băi, nu. Dar un milion de dolari tot nu, astăzi. Dar acum, sincer să spun, o să fiu bogat, absolut bogat, dar nu m-a interesat, n-a fost țelul meu, niciodată. Dar strâns un milion de dolari? Ta, în primul rând, nu strâng niciodată, nu știu... S-au adunat un milion de dolari? Dar de unde să știu, domnul, că eu... Pe cine am putea întreba? De genul. O sunăm pe soția noastră? Da, sunați-o și o să, să vedeți ce... Că e ageră la minte. E. Nu vă spune nimic, absolut. Absolut. În orice caz, sigur, ca să nu rămână lumea în dubiu, nu fac eu parte. Păi eu aș fi prin top acolo. Cum adică? Da? Păi în primul rând vă trebuie... Ați văzut până acum în România un om, un performer, un ceva, un capabil, care prin munca lui să ajungă la bani mulți? Dacă ați văzut, știți că acolo au lipsit artiști din topul acela. Care? Din topul acela. Celor 100. Nu era niciun artist. Dumneavoastră sunteți un artist. Ați putea fi în topul, nu? Respectiv. Cu ce? Cu milionari în dolari. N-aveam cum că trebuie să fiu milionar. Una. Al doilea. Trebuie să mai... Un lucru trebuie vreau de... Prea accentuăm mulți pe banii ăștia. E dacă, adevărat, dar... Dacă gândul meu ar fi fost la dar bani... Dar nu vedeți că nu și atunci când se vorbește de Van Gogh, când se vorbește de mari pictori în lume, întotdeauna se spune prețul tablului. Nu se mai spune titlul tablului sau se uită în secunda următoare. Da, pe el. A fost vândut cu... Da, foarte bine. E, atunci, dacă, în... atunci ai discuția să cam încheie așa. Păi dacă bietul Van Gogh după moarte... Îi iau unii 40 de milioane de dolari, eu îi promin lui Vincent și îi spun, dragă Vincent, îi vorbesc așa, în nevăzute, pe unde este duhul lui, eu te răzbun. Voi avea grijă ca în viață să nu se supere nimeni pe mine dacă eu te răzbun. Voi avea grijă să n-ajung mort, să ai emigrat pe planeta Marte ca să creadă cineva că s-a artist mare. O să iau și banii. N-a fost celul meu, dar dacă văd că chiar spândesc moartea și unii mai sunt și fraieri că nu cumpără, atunci... Ceea ce spune pentru marele public, bineînțeles că cei care sunt, cei care știu ce înseamnă asta, cei inițiați discută despre culori, discută despre idee, discută despre temă. Ar fi bine și noi să vorbim și despre asta. E adevărat, dar nu mai avem timp. Nu mai e timp să se vorbească de suflet, cu atât mai puțin de pictură, să vorbească de bani, războaie și așa mai departe. Cât a costat... Cât ați primit pe fresca pictată în casa de la Znagova a omului de afaceri Irinel Columbeanu? Nu. Ca să nu lungim, să trecem și la ceva ian, nu e treaba mea. Nu sunt contabil, nu mă ocup cu lucrurile contabile. Și cu atât mai mult e treaba omului. E un particular care își face opera în casa lui. Păi, nu, plătește da. Omul cât păi, plătește treaba cât vrea, dar nu ne puteți spune? Da, cum o să vă spun așa? Dar nici nu mi-e permis să vă spun eu cât plătește el.
Nu știu ce vă spun. Haideți să vedem, hai să vedem un prim film al dumneavoastră. Așa. E, Exodus, să vedem ala cum Exodus spre lumină. Când a fost făcut? În ce an? Nu știu exact, știe nevastă mea. Chiar sunt atemporar și credeți-mă, acolo toate aceste imagini, să știe oamenii, s-au făcut, au murit sub aparat, pentru că sunt imagini create sub aparat, au dispărut, fără bani, fără nimic. Deci dacă eram cu gândul la bani... Am renunțat, dar nu am vrut să fac din dumneavoastră un pictor care se vinde foarte scump și atâta. Păi, era interesant din punct de vedere... Domnul, că nu e normal ca performenii. Eu vă întreb pe dumneavoastră, aveți chiar salariul unui jurnalist prost de provincie? Păi performenii întotdeauna sunt plătiți. Nu am spus asta, eu v-am întrebat dumneavoastră, vreți sau nu păi, vreți să răspundeți. Păi asta este, dar... Dumneavoastră sunteți un fenomen, pentru că... citesc aici, apropo de numai de... De ultimele tablouri pe care le-ați vândut, sumele sunt foarte, foarte mari. Între 9.000 de dolari și un tablou la o expoziție aici. Eu v-am spus, sunt mici, dar o să fie mai mari. Da. Haideți să vedem filmul ăsta, Exodul spre lumină. Dați drumul. A fost Exodul spre lumină. Nu, și e Fidalul. Da. Bine, caseta a venit foarte târziu la redacție și vă rog să pregătiți. Ăsta e Exodul spre lumină? Dați-i drumul acum la Exodul spre lumină. Ăsta e Exodul. Eu știu. Dați-i drumul. Thank you.
Exodul spre lumină. Acesta a fost, nu? Bucată din el. O bucată din el mai era? Mai era, doar. Nu, doar cum, ce s-a văzut? Nu e ceva. S-a văzut puțin din el, dar important e că ce s-a văzut e dincolo de bani. E în eternitate undeva. Și trebuie să știe lumea că toate aceste imagini dispăreau. Le sacrificam. Le făceam fotogramă cu fotogramă. O muncă. O muncă cu care m-am obișnuit, așa de... Și dispăreau, ele se ștergeau într-un fel pe alt, ca să poată să rămână pe peliculă aceste lucruri și gânduri. Iată și aici ce spuneam, important e mesajul, trăirea. Și umanitatea noastră, arta mare, umanistă, nu cred niciodată în ceva care nu e de partea oamenilor, Domnul Ducă. Dacă nu iubim lumea, nu putem face artă. Că e bună, că e rea, că se poartă cu noi mai rău sau mai bine. Noi dăruim lumii. E dincolo de orice. Arta e un mesaj care îi trebuie lumii. Eu sunt de partea lumii și avansului. Ați fost acuzat după 89 că sunteți pictorul care i-a pictat pe Nicolae și pe Elena Ceaușescu. Cum ați răspuns la aceste acuzații? Eu cel puțin nu v-am văzut răspunzând la acuzații. Da, le-am mai răspuns, dar n-am vrut să le răspund în așa fel încât să-i opresc. Pentru că mi-am dat seama că ei se ocupă de mine, că eu mă ocup tot de mine, că toți ne ocupăm de mine și că, de fapt, e o reclamă gratuită și e imposibil să nu reușesc. Nu i-am contrazis total, dar acum, ca să mai înceteze, chiar vreau să spun câteva lucruri. Vă rog. Eu nu am fost comunist, că n-am fost membru al Partidului Comunist, nu am făcut nici realismul socialist, nici postmodernismul capitalist, pentru că ambele s-au născut în războiul rece cultural, atunci când se știe și acum au murit amândouă. Postmodernismul mai vedem, așa se mai expune câte o găină moartă, dar e finalul. Deci acum arta începe să existe. Eu am fost de părere că artistul nu trebuie să fie martirizat. Și nu sunt de partea martiriului și eu nu mă martirizez. Motiv pentru care mi-e indiferent și mi-a fost indiferent cine îmi comandă o pictură, ce politică face, nu e pe criterii politice. Că e comunist, capitalist, eu am fost ca firma Mercedes. Mie nu putea comanda nimeni. Când eu am decis că am nevoie de niște bani, și mie îmi comandă frumos și mă lasă să pictez ce vreau eu și cum vreau eu. Firește, n-am refuzat comanda, dar pe scurt, ca să înlungim, văd că lumea aceea atunci au fost intrigați toți, tot din cauza banilor, care le-am cerut 200 de mii de lei, cu care au venit pachet și mi-au pus pe masă când au luat lucrarea. Lumea a fost intrigată tot din cauza banilor, nu din cauza... Ei mi-au făcut celebră această pictură. În ce an se întâmplă asta? Nu știu exact. Domnul Tocă, eu cu anii n-am, sunt atemporal. Deci, dar atâta vă spun, pot să vă spun întreb... că... Atât pot să vă spun că era după realismul ăla socialist dur, când eu am stat prin câmpuri, prin poduri și prin corturi, nu din cauza că nu l-aș fi pictat pe Stalin. L-aș fi pictat, dar ei mă învățau și cum să pictez. N-a suportat niciodată să vă spună cum să fie nu, o pictură? Nu, niciodată. Eu concesii în artă n-am făcut. Dacă lumea crede că pictura e celebră datorită personajului care e acolo. Păi știți când eram eu vinovat dacă făcea Ceaușescu o pictură și semna Ceaușescu. Dar ai o pictură de Sabin Bălașa, oriunde o ducem în lume. Da, spuneți-mi, vă rog, pentru istoria apropiată, au venit unul dintre cei doi, Elena sau Nicolae Ceaușescu, și a zis... Sabin Bălașa, vreau să... Domnule, tovarășe, Sabin Bălașa, vreau să ne pictez nou portretul? Nu prea o făceau ei direct. Portretele. I-a pus pe cineva să zică... L-a pus pe cineva, firește. M-au întrebat de la BBC, că mi-au făcut o emisiune, n-au făcut-o numai cu Ceaușescu, dar m-au întrebat și asta, ce, cum să face, ce, că am văzut că mii au pictat pe Ceaușescu și numai de-a dumneavoastră s-a discutat. Nu, ei mi-au spus, acum ne explicăm de ce, pentru că ne place lucrarea, au spus oamenii, de-aia vă facem și emisiunea, și m-au întrebat,
i-a plăcut lui Ceaușescu? Eu am spus, firește, din punctul ăsta de vedere era normal, ca toți oamenii, pictura mea place. Nu? Și ați primit pe vremea aceea 200.000 de lei pentru cele două picturi. Deci au fost două portrete, da? Nu. A fost o compoziție. Un Sabin Bălașa. De-aia e bine ca, să vorbim așa, oamenii trebuie să-și imagineze că eu... Deci a fost un tablou. Da, sigur, o compoziție. Mare? Mare, da, mare. Am făcut-o special, mare, ca să-mi pot să-mi fac compoziția. Câți metri mea să intre acolo? Nu știu, nu chiar metri pătrați, nu știu, cam 2 metri maxim, mi se pare. De ce? Pentru că am făcut o compoziție, acolo am băgat lume și alte lucruri, niște copii care sunt înaintea lor, nu sunt ei în prim plan, sunt niște copii care vin în spațiu și m-am gândit că generațiile, lumea care vine, am găsit, i-am pus pe post mai important pe copii. Are rost să discutăm acum. E o operă frumoasă, sigur. Oricând, dacă cineva vrea să o expune, mă expunem. Unde este opera? Păi asta e că am aflat pe la... Dacă o fi adevărat, ce că cineva ar fi văzut la televizor că au vândut-o. Cine au vândut-o? Cine sunt? Au vândut-o? Că au cumpărat-o francezii. N-am înțeles conform legii. De la cine? Nu știu. Asta e treaba. Păi... Era la... Nu știu, nu. Au furat-o sau ce s-a întâmplat? Nu. Păi nu, că statul nu fură. Nu statul. Păi, cine a vândut-o? Statul a vândut-o? Păi da, cine? Un particular, cineva. Mă gândeam că atunci la Revoluție... Nu. La Revoluție au venit la mine să-mi spună că dacă le dau o hârtie, că le-am făcut-o cadou soților Ceaușescu, îmi dau mie lucrarea. Și eu zic, domnule, dar n-am făcut-o cadou, ce dracu, nu mint. Da. Poporul român știe un lucru. Domnul Tuca, uite, poate poporul român ne aude acum. Ei știu, Sabin Bălașa nu e politician și nu minte. Că aici s-a convins lumea că eu sunt sincer. Deci trebuie atenție la tot ce mă întreabă cineva, că eu sunt sincer. Și odată le-o spun că tot poporul știe că e adevărat. N-am de ce să mint. La Revoluție s-a tras în atelierul dumneavoastră. De ce s-a tras? Acum asta e întrebarea. De ce s-a tras? În primul rând... ca să gândească și alții de ce s-a tras, este că s-a tras foarte premeditat. Mă gândeam, dacă eram acolo, chiar atunci am lipsit, că eu lucrez și când sunt cu tremure, și când sunt revoluții, și când sunt... Atunci n-am fost. Mai știi? Mă împușcau când am văzut că au pus lucrare peste lucrare. De ce? Ca să nu consume muniții. Și le-au ciuruit. După ce au ciuruit lucrurile, au tras în portetele copiilor din perete care le aveam. Am avut chiar intuiția asta, m-am gândit, Doamne, unul a tras mai puțin, pe unul l-au ciuruit și probabil că un băiat din ăia, care a primit sărei ordine să tragă, la ăsta distrugeți tot, cu bun simț a spus, bă, lasă-l în pace, că probabil sunt copiii lui. Haideți să mai dăm un film, Galaxia? Hai să vedem Galaxia și după aceea am să vă mai pun câteva întrebări și o să urmeze partea a doua emisiunii, Galaxia. Thank you.
Da. Domnule Sabin Balașa, se spune despre fiul dumneavoastră că e mai talentat decât dumneavoastră. Aici lumea spune adevărul. De altfel, lumea întotdeauna spune adevărul. Cei care mint sunt puțini. Aproape că i-a învățat lumea pe din afară. Marea lume, cam spune adevărul. Așa s-a spus oriunde am fost. La New York, cel puțin, în America, toți îl văd în Tudor absolut un uriaș așa care o să bă lase. Ați avut mai o expoziție acolo? Da, am avut și noi. Și Tudor a avut. De altfel, faptul că lumea, oriunde fac expoziții, unde, și în Rusia, că m-a primit după, în perioada Gorbaciov, că n-aveam voie să expun înainte acolo, a fost o coadă imensă, imensă. Am crezut că e la vot, că erau pe câteva străzi. La Iași a avut dovadă că oriunde în lume, la Iași 60.000 a înregistrat electric pe acolo că a fost. Pus 60.000 de oameni au fost în decurs de o săptămână la expoziția la mea de la Iași. La nu expoziție. La expoziția. Aici nu știu cât ori continua, să se ducă mereu, ceea ce e o mare bucurie pentru mine. Cred în oameni, domnul Tucă, pentru oameni fac arta. Dacă nu exista lumea pentru care fac arta, ce făceam eu? Mă uitam la critici, ce făceam la critici. Spuneți-mi, dar pentru dumneavoastră mai înseamnă ceva modestia? Modestia, ca om, da, sunt foarte modest. Dar ca nu artist, când vine nu, vorba de artist, nu, de artist nu, păi dacă ești sunt modest... Sunt cel mai mare, nu? Artist. Nu, eu nu fac lucrul, sunt mare. Din România? Nu cel mai mare, nici asta, nu fac lucrul ăsta. Eu sunt sigur un artist mare și colegii mei sunt Michelangelo, Dalí, Picasso, Rafael, firește, pentru că asta mi-am dorit. Și dacă eram modest, nu mai făceam artă. Ești modest, stai acasă. Este teză comunistă. Fii modest, deci nu vă e teamă, nu vă e teamă de ce vor spune unii sau alții apropo de cele zise de dumneavoastră în această seară? A, nu, și de modestie. Da, puneți lângă Michelangelo, nu mi-e teamă că lumea mă cunoaște, că sunt foarte modest. Vă puneți modest lângă Michelangelo și Picasso lângă fără nicio problemă. Dar lângă cine să fiu, domnul Tucă, ca artist? Ca artist, lângă artist. Cine să fiu? Ca om sunt lângă tot omul. Oricine, din România, din lume, după pământ, și sunt egal și cu frunza. Vorbeam, și noi vorbeam de artistul. Ca artist, sigur că sunt lângă mari artiști ai lumii, pentru că eu asta am urmat, de la ei am învățat, prin ei m-am inițiat, mi-am clădit arta pe acești uriași, pe acești giganți, ca să pot să fac o artă, să continui, să dau lumii ceva. Da? Cum să nu mă, dacă asta am făcut de o viață întreagă, ați văzut numai în filmele mii de imagini sub aparat s-au distrus acolo, de nebunie. Ce înseamnă s-au distrus? Spune și pentru telespectator, păi da, pentru să că înțeleagă. Ele n-au rămas undeva. În au timp ce tese le făceam, ele se ștergeau continuu sub aparat. Era un sacrificiu. Se filmau și se ștergeau. Se ștergeau pentru că sunt mereu o metamorfoză de imagine. Și lucram noaptea, târziu, pentru că ziua lucrau mari artiști ai vremii de atunci. Că întotdeauna se întâmplă să fie unii mari. Și că lucram noaptea, că ziua lucrau mari artiști. Sigur, spunea la altul, domnule, lucram. Da. Că eu și așa eram gângania, curioasă întotdeauna. Câte ore pe zi lucrați? Sau e care greu este de spus. E greu. Astăzi lucrează o oră, mâine lucrează 10? Nu există să lucrezi o oră. Eu lucrez în continuu și pe urmă când dorm iar mai lucrez prin somn. Uneori visez. Se amestecă atunci culorile. Se amestecă, îmi dau rezultate. Fac, am un fel de a mă odihni muncind. Muncesc mereu, de când eram mic. Câte tablouri ați pictat? Cred că l-am întrecut pe Rubens. Trebuie să fie mii de lucrări, dacă aș putea. Câte sunt în țară și în străinătate și în lume. Și câte voi mai face de acum încolo. Câte șterg. Câte fac, pentru că sunt pasionat. Lucrurile mărunte nu prea mă interesează. Spuneți-ne câteva cuvinte despre cartea pe care ați lansat-o în această vară. Ofșa este de spus, eu să vă dau cartea de altfel la un, nu știu cum Dumnezeu se întâmplă că înrăbând puține cărți și îmi dau seama că unii oameni nu le au. Poate o să le mai editez. Eu cred că la fel nu sunt modest nici ca romancier, firește, nu mă apucam să... Dacă nu erați să fac, mai dar romancier. Din romane se vede și mai clar ce om modest sunt, absolut. Mă emoționează orice. Eu și când rămân cu câinele, cu pisica în casă, nu știu cum să intru în conversație, mă emoționez. Cu ființa umană întotdeauna sunt un om sensibil, nu slab, foarte sensibil. Deci, cu cât îi văd pe oameni că sunt mai simpli, că nu confundă funcția cu valoarea, că mulți cred că sunt mari, unii sunt mari, nu, eu nu sunt mare, uman nu,
sunt egal și cu frunza. Deci, în romanul ăsta, în roman, aceste romane se vede. Sunt că eu romane, vreau să spun, sunt două. Eu comunic lumii ceva. Și dacă n-au timp să le citească acum, sunt mii de ani, au timp, ne mai vedem. Sunt mie două de ani și vor vedea că ce am spus eu acolo e important. Imaginația joacă un rol foarte important ca și în art, ca și în pictură, doar că mijloacele, mijloacele sunt literare, se schimbă. Dar ceea ce nu pot comunica prin imaginea picturii, comunic prin mișcare, ați văzut, în film, și literar prin mijloacele literare. Deci acolo nu e vorba de memorii, cum fac unii, Doamne ferește, nu m-aș apuca să scriu așa. Eu fac un roman, am construit niște romane importante. Corneliu Baba ce vă spune? Un mare artist, Corneliu Baba. Un foarte mare artist, un foarte mare om. Câlcea? Câlcea, băiat talentat, de forță și cu personalitate. Ilfoveanu? Câlcea, Ilfoveanu. Pot să număr câțiva artiști români la ora actuală cu care țara se poate mândri. Iată că ne putem adresa altor orizonturi prin ceea ce avem noi mai bun, mai profund și mai durabil. Nu trebuie să ne facem de râsul planetei. Cum care sunt mereu. Păi dar nu pot să-i număr chiar pe toți acum. Ajunge, odată spune, la Marius Tucă și eu pe mine mai omis. Să fie foarte clar, un singur lucru vă spun. Da. Nu suntem în criză, noi românii. Chiar ne putem mândri. Au cam uitat lumea să vadă că sunt artiști în România. Domnule Bălașa, vă mulțumesc pentru participarea în această seară și în ziua în care vindeți tabloul acela cu $1,000,000, sunteți invitat din oficiu, cum se spune, și nu numai atunci. Da, absolut. Bun, mulțumesc sper, mult. Sper să nu fie prea târziu. Aici se termină prima parte a emisiunii noastre. Urmează partea a doua a emisiunii și o să râdeți, o să fie și partea a treia. Și ca să vă pufnească râsul, o să fie și partea a patra. Dar ne apropiem de partea a doua. We are fighting against centuries old problem. Hundreds of thousands of children are used as slave laborers. They were considered and treated worse than animals. I realized that somebody has to take initiative. Somebody has to speak out. Each time I went to rescue children, it was really challenging. It was hard. Two of my colleagues were shot dead. I was attacked several times. But we have to go and keep on rescuing those children. Each time I bring a child to a mother back home, each time I feel more strong. We have freed tens of thousands of child bonded laborers in past 20 years. I'm very confident that the slavery has to go in my lifetime. Whatever your journey, keep walking. Din 4 în 4 ani se întâmplă un miracol. Când nu e nevoie să câștigi medalia de aur pentru a fi învingător.
În 2004, atleții români vor participa la Jocurile Olimpice de la Atena. Este o onoare să-i ajutăm să vorbească întregii lumi. Romtelecom pentru România. Cum miroase avalanșa? Iată! Noul parfum Avalanche de la Men & Speed Stickler. Protecție 24 de ore. Cool, inspirat de forțele naturii. Protecție 24 de ore. Parfum intens. Ilus dioses contemplarum complacidos. Da că vine bușa aici! Da cu tine de pământ, mă! Pasion, descopere-i misterul. Vem quem não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Am cumpărat o sticlă de muscat otonel. M-am gândit că poate voi avea noroc. Și chiar am avut. Am răzuit eticheta și am câștigat vin pe viață. Mă gândesc că dacă voi câștiga premiul cel mare, plin de bani pe viață, om am făcut. Cum urfat la ești plin de bani pe viață. Detalii pe etichetă. Și ZAP are acum acoperire la nivel național. Poți folosi serviciile ZAP în aproape toată țara, fiindcă acum acoperim toate localitățile importante și drumurile dintre ele. Ai de ce să fii mulțumit! Ai ZAP? Ai semnal! ZAP, the next generation network. Noul telefon Nokia, primul cu cameră foto digitală integrată. Vezi? Fotografiază, trimite. Nokia. Connecting people. Evită cimitirul de calculatoare. Notebook-ul Compaq Evo N 1020V cu procesor mobile Intel Pentium 4M oferă posibilitatea de extensie și upgrade. Și în ultimul rând, flexibilitatea care îți face munca mai ușoară. Cumpără acum notebook-ul Compaq Evo N 1020V la un preț începând de la $1,599 de la orice partener autorizat HP. Alexandrion, dorința care te apropie. Planul să văd locuri noi. Planul să citesc mai mult. Planul o să fiu mai aproape de prietenii mei. Connex îți dorește cei mai bine pentru la anul. Abonează-te până la 31 decembrie și ai 50% reducere la convorbiri în rețea în primele 3 luni, 50% reducere la abonament timp de 6 luni și telefoane la prețuri extraordinare. Rămâi lângă cei dragi și după sărbători. Da, partea a doua emisiune, așa cum spuneam, vom sta ceva mai multă vreme în această noapte, este și joi. Roșia Montană este locul unde cu adevărat pot spune că munții noștri aur poartă. O firmă canadiană este dispusă să plătească milioane de dolari de spăgubiri localnicilor care trebuie mutați înainte de începerea lucrărilor. Peste 600 de proprietari negociază în prezent cu firma despăgubirile pentru mutare. Peste 70 de proprietăți au fost deja achiziționate și alte 130 de familii au semnat precontracte primind și un avans. Aproape 2 milioane de dolari au fost deja plătite pentru strămutare, circa 60 de milioane de dolari, se spune, au fost cheltuite pentru diverse studii arheologice, geologice, ecologice. Având în vedere importanța
incintei funerare romane descoperite în apropierea punctului, unde are, unde se vrea a fi amplasată această exploatare Roșia Montană, compania și-a asumat obligația de a conserva